Răzvan Rotaru, liderul APP Botoșani, foarte fericit și foarte bucuros de performanțele Consiliului Județean Botoșani și a Primăriei Botoșani, așa am înțeles din toate postările tale de Facebook, nu? Da, perfect adevărat. Păi mă minunez și eu de câte lucruri frumoase se realizează în județul Botoșani și mai ales în municipiul Botoșani. Teatru, am văzut că s-au apucat de teatru, tramvaile, liniile de tramvai s-au scos, stadionul e făcut, centura Botoșanului e în studiu de a se face, că lucrează domnul Egner. Cel mai mare mincinos din istoria Partidului Social Democrat, se știe foarte bine. Cum să nu fiu bucuros? Haideți să facem o plimbare, dacă vreți, într-o zi, vă arăt un picuț cam cum arată municipiul Botoșani. Este groaznic. Mergem toți pe străzile din Botoșani. Eu nu știu ce părere aveți dumneavoastră, dar din punctul meu de vedere, cred că municipiul Botoșani arată groaznic. O și apă, toată lumea are apă, în zona Flămânzi, în zona Ungureni, toată lumea mulțumită. Nu mai vorbim de apa, funcționează extraordinar de bine, la fel cum e și problema cu deșeurile, la fel, sunt lucruri care oamenii se vor bucura din plin de aceste servicii și eu vă dau, fac un pariu, că societatea Nova Paser va intra în faliment, cât de curând. Este o societate prost gestionată și sunt de către politicul de la CJ. Politicul de la CJ, prin membrii pe care au numit în Consiliul de Administrație și prin directorii care au fost numiți politic, vă spun că această societate va intra cât de curând în faliment. N-are cum să meargă, pentru că tot județul este descoperit. Dacă o să mergem prin oraș, o să vă arăt. Eu merg cu bicicleta prin oraș, vă spun că văd foarte multe lucrări care stau și acum în paragină, abandonate, inclusiv pe bulevardul Mihai Eminescu, dacă treceți puțin de acolo, de IBA, o să vedeți că este o lucrare acolo care stă, tergiversează de vreo o lună și ceva, două luni de zile, lăsat gaură în asfalt. Este gaură în asfalt acolo. Deci sunt foarte prost semnalizate, lucrări foarte proaste, nu mai sunt refăcute acele lucrări în care au fost spart asfaltul. Nu știu de ce sunt susținuți și în continuare la această... Anul acesta aniversăm 10 ani de când s-a organizat prima licitație la teatru. Frumos! Felicitări! Ar trebui să meargă cu un tort la domnul primar, pentru că are contribuție. Domnul Cosmin Andrei a fost viceprimar două mandate, să nu uităm, adică sunt lucruri pe care și dumnealui ar trebui să le înțeleagă mult mai bine. Spitalul de boli paliative nici acum nu este dat în funcțiune. Și nu uitați că nici acest spital nu va fi dat cât de curând în funcțiune, pentru că acest spital, în afară de paturi, nu are niciun aparat medical în interior. Și vă rog să vă interesați, nici aparat medical, nu are niciun calculator. Acolo, ca să intre un pacient în acest spital, trebuie să fie luat în evidență. Nu are cum, pentru că nu are nimic în acel spital, în afară de paturi. O să sunt cu un spital muzeu? Vă rog să vă interesați și o să vedeți că ce vă spun am dreptate. Asta vă spun pentru că am purtat o discuție cu cineva de la spital, nu o să dau numele pentru a nu-i crea probleme. Da, și mi-a zis înfermător, mai au nevoie undeva la vreo 2-3 milioane de euro pentru a fi funcțional acest spital. Pentru că spitalul de boli paliative înseamnă oameni în ultimul stadiu și au nevoie de aparatură medicală pentru a le crea condiții cât mai ușoare. Foarte important va fi, pentru că avem foarte multe cazuri de astfel de bolnavi și nu au oameni, se duc, nu au familie. Eu v-am spus, nu aș vrea să vorbesc despre acest spital prea mult pentru că eu am trecut prin acest necaz și știu ce înseamnă. N-am știut nicio ce înseamnă. Dar vă spun că este păcat că de atâția ani de zile se stă cu acest spital, scandalul foarte mare. Spital nou nouț, singur spital nou nouț și aici spitalul ăsta, după cum bine știți, este o contribuție a doamnei dr. Tamara Ciocu, pentru că în mandatul când a fost deputată primul mandat, s-a luptat pentru acest spital împreună cu Ovidiu Portariu. Dar de atunci până acum, acest spital stă lăsat de izbește. Încă nu este dat în folosință. Garajele de la liceu Mihai Eminescu, am văzut, toate sunt la pământ, s-au făcut locuri de parcare noi. M-a spus, totul este, se lucrează, sunt șantiere peste tot în municipiul Botoșani. Răzvan, noi stăm de 10 ani la un teatru, okay, cu problemele care au fost, le știe toată lumea, dar am ajuns să stăm 2 ani de zile la documentația, da, ne chinim să facem de 2 ani de zile documentația pentru modernizarea stadionului. Deci nici măcar la o construcție nu mai ajungem, nu reușim să terminăm nicio actele. Ne mai mirăm că suntem unde suntem. Nu știu cine răspunde, cine va plăti pentru aceste lucruri, pentru că pentru toate nenorocirile astea cu toți avem de suferit. Cu toți avem copii și ne dorim ca copiii noștri să meargă la o piesă de teatru într-o sală civilizată, să aibă condiții și actorii cât mai bune pentru a oferi spectacole minunate, să putem chema și alte teatre din țară să ne ofere niște piese minunate, dar astea sunt condițiile. Și dacă te-am prins acum în fața sediului APP Botoșani, trebuie sau nu continuat proiectul cu tramvai? Din punctul meu de vedere, trebuia continuat proiectul cu tramvai. Acum este tardiv.
Din punct de vedere, da, trebuia continuat. Și făceai în paralel, prin PNRR, luai autobuze electrice și făceai acoperea toată zona metropolitană. Pentru că proiectul ăsta, să nu uităm, este un proiect de 90 de milioane. Era modificarea întregii căi de rulare, tot ce înseamnă stâlpii de curent, tramvaie noi. Și apărea ceva nou. Vă rog frumos să mergeți în Iași să vedeți acele tramvaie cum arată în Iași. Eu am făcut și eu o poză recent, am rămas plăcut surprins să văd cum arată acele tramvaie. Am sperat că Cosmin Andrei va vrea să pună acel proiect în aplicare, pentru că este un proiect în care sunt tramvaie moderne, civilizate și eram și noi un oraș modern. Să nu uităm, Oradea este un oraș mai mic ca Botoșani. Dar ne mirăm și spunem tot timpul ce civilizat, ce frumos este, ce locații frumoase. Îmi pare rău acum lui Răzvan Rotaru că l-a susținut pe Cosmin Andrei la funcție de primar. Sincer, la momentul ăla l-am susținut pentru că așa am zis că este corect, să-mi susțin colegii. N-am puteam să plec înainte de alegerile parlamentare, știți foarte bine, s-a vehiculat că plec într-un partid sau altul. Am avut tot felul de propuneri. N-am vrut să plec cât am fost în funcție de deputat, pentru a nu se spune că fug după o funcție. Am plecat după ce am încheiat mandatul de deputat și funcția pe care am avut-o în PSD, am plecat și așa am crezut că este cel mai bine, pentru că eu nu pot să stau cu niște oameni în care trebuie să pun ghiulul pentru a rezolva o anumită problemă. Când vrei să rezolvi o problemă și ți se spune că nu poți dacă nu pui ghiulul lui X, eu nu fac asta. N-am făcut-o în viața mea și nici nu o voi face. Păi, poate în Botoșani sau de la nivel național? Nu, la nivel local. La nivel local. Dar se știe, asta o știu toți. Nu o spun doar eu. Probabil mulți dintre ei nu au curajul să trage să o spună din cauza faptului că mai sunt dependenți de Consiliul Județean și au deprimit niște bănuți de acolo. Dar va veni momentul când și acei oameni vor răbufni și vor spune și ei ceea ce gândesc.